Așa, ca o notă introductivă, deși nu sunt adeptul romenglezei pe care o folosim uneori, poate involuntar, la serviciu sau anumitor cuvinte în engleză, uneori acestea reușesc să surprindă mai accurate, poftim, mai precis și mai expresiv ideea pe care vrem să o transmitem. Vă zic asta pentru că o să folosesc astăzi un cuvânt, se numește zone out. Zone out se referă la defazarea noastră, de desincronizarea noastră de interlocutor sau de o situație. Rămânem prezenți fizic, dar mintea noastră o luat-o la plimbare și călătorește în alt loc. Așa că vorba aceea, heads up, că o să vină mai multe. În ultima vreme, companiile au înlocuit telemunca datorată pandemiei cu... Au început să înlocuiască tot mai mult această telemuncă cu modelul de muncă hibrid, parțial acasă, parțial la birou, în proporții variabile, în funcție de companie. Cu toate astea, tradiția ședințelor online s-a păstrat. Și ce ne mai place să auzim într-o astfel de ședință online, după 2 minute în care ne-am dat foarte competent cu părerea pe un subiect, ai vrut să zici ceva, Marius, ești pe mut. Sau ne mai place noi așa să ne trezim de multe ori adăugați ca participanți la câte o ședință online care are vagi, tangențe cu rolul nostru în companie sau cu responsabilitățile care ne revin sau cu proiectul pe care lucrăm. Și în cazurile astea, cu cât ședința îi mai departe de responsabilitățile noastre și reale și imediate, cu atât mai repede ne defazăm, ne desincronizăm, facem zone out față de vorbitor. Aș vrea să povestim astăzi despre indicatorii de performanță pe care îi urmăream în ultimul proiect către s-a desfășurat. Și vorbitorul dispare ușor în fundal, iar noi revenim la rezolvarea sarcilor de serviciu semnificative și imediate sau la social media sau căutăm pe net ultimele noutăți în dezbaterea actuală a motoarelor hibride versus electric. Zic unii. Chiar dacă nu ne place să recunoaștem, acest zone out ni se întâmplă și nouă, bărbaților, în relația de cuplu. Nu? Da, nu. Te-am tot rugat să repari priza din camera copiilor, că e un lucru periculos. Ăsta e un exemplu ipotetic, fără legătură cu realitatea. Mă întreb dacă nu i s-a întâmplat și lui Adam același lucru. Prima deconectare, primul zone out din istorie. Uite, Adam, un fruct, nu vrei să mănânci, dar vezi că e din pomul cunoștinței binelui. Așa, am avea o explicație plauzibilă pentru poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină și a dat bărbatului ei, care era lângă ea și bărbatul a mâncat. Unde ne duce acest zone out, această desincronizare în relația noastră cu Dumnezeu, la o pierdere, la o irosire a celei mai mari comori posibile, la prezența lui Dumnezeu, la îndrumarea, protecția și călăuzirea lui. Ce stare de deposedare sau de sărăcire interioară e mai mare decât asta? Dacă ne uităm la Adam și la Eva chiar după cădere, ce fericire să te trezești conștient de propria goliciune, să realizezi că ai pierdut acea experiență miraculoasă a interacțiunii față în față cu Dumnezeu și mai rău,
să ajungi să fii alungat din grădina aceea extraordinară. Deci această defazare a lor față de Dumnezeu, care a dus la păcat, nu le-a adus doar lor această stare de sărăcire interioară, monumentală, ci întregii omeniri de atunci și până la finalul istoriei. Probabil că deja începeți să vă gândiți ce tot îi dă Marius înainte cu subiectul sărăciei spirituale. Am depășit faza cam de 4 săptămâni. Am ajuns la ferice de cei flămânzi și însetați. Cineva a făcut zonaut la predici. Nu? Dar să citim acum versetul temei de azi. Matei 5:6, traducerea Cornilescu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Iar în noua traducere citim, fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Hai să împăcăm prima dată neprihănirea și dreptatea, după care să explic puțin de ce am început cu ideea sărăciei interioare. Cuvântul folosit în limba greacă pentru neprihănire, respectiv dreptate, este dikeiosyn, care înseamnă amândouă, atât dreptate, justiție, corectitudine, cât și integritate, neprihănire. Și mai are un sens, și anume de acela de dor, de tânjire. Acest termen de dikeiosyn e folosit și în Romani 1:17, unde Pavel scrie, deoarece în ea, Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Traducerea Cornilescu. În noua traducere, în Filipeni 3:9, găsim și să fiu găsit în el având nouă dreptate, tot dikeiosyn, proprie, care vine din lege, ci aceea care vine prin credința în Hristos, dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credință. Dacă ar fi să aleg un cuvânt care să le combine și să exprime în același timp ideea de dreptate și neprihănire, aș merge pe îndreptățire. Deci, fericiți ce sunt cei flămânzi și însetați după îndreptățire, căci ei vor fi săturați. Adică ferice de cei flămânzi și însetați să fie considerați de Dumnezeu ca având dreptul de resincronizare pe frecvența Lui prin credința în Hristos. Deci vom folosi în continuare termenul de îndreptățire pentru a indica ținta foamei și setei noastre interioare. Dar v-am rămas dator cu o explicație legată de faptul că am reluat la început puțin tema sărăciei interioare spirituale, rezultată în urma deposedării omului prin cădere de comoara prezenței lui Dumnezeu. De exemplu, când ne implicăm în diverse inițiative de ajutorare a familiilor aflate în nevoi sau a comunităților sărace, ce colectăm prima dată? PlayStations și telefoane, nu? Deși ele sunt perfect capabile să te facă să uiți și de foame și de tine. Colectăm în primul rând alimente. Sărăcia este întotdeauna asociată cu foamea. La fel cum în plan fizic foamea urmează natural sărăciei, în cazul predicii de pe munte, prin construcția logică a acesteia, putem afirma că starea de flămânzire și însetare spirituală este o urmare naturală și organică a sărăciei interioare spirituale. Deci, din acea sărăcie interioară decurge foamea și însetarea după îndreptățire. Mai mult, termenii folosiți, peinao pentru foame și dipsao pentru sete, sunt utilizați în alte contexte din Noul Testament pentru a ilustra foamea și setea fizice. În Matei 4:2 vedem că după cele 40 de zile de post în deșert, Hristos a flămânzit. Cuvântul folosit e același, peinao. În Ioan 19:28, când Hristos spune mi-e sete,
e folosit același cuvânt, dipsau. Folosindu-se aceiași termeni ca pentru foamea și setea fizică, în exprimarea flămânzire și însetare după îndreptățire, înseamnă că noi nu putem să le declanșăm prin propria voință. Nu ne putem concentra foarte tare și să ne declanșăm foamea. Trebuie să parcurgem obligatoriu prima etapă a sărăciei interioare, spirituale, ca mai apoi, în mod natural, să se declanșeze în noi acea foame și sete interioară. Un lucru interesant, după cum spuneam, păcatul originar a lăsat umanitatea într-o stare de goliciune, de sărăcie interioară. Iar această sărăcie interioară declanșează oricum o foame și o sete interioară. Fie că recunoaștem acest lucru sau nu, fie că ne convine sau nu. Există în adâncul ființei noastre un tânjet, un dor, o dorință arzătoare de a umple acel vid provocat de zonautul edenic care ne-a lăsat văduviți de prezența lui Dumnezeu. Dar dacă această sărăcie interioară e o consecință și, în definitiv, o pedeapsă a neascultării, de ce avem ferice de cei săraci în duh, ferice de cei flămânzi și însetați? De ce le setează Hristos ca un fundament, ca o cheie a accesului în împărăție? Poate pentru că ne somează să le aducem în plan conștient, ferice de cel care își asumă, de cel care conștientizează propria goliciune și sărăcie interioară, pentru că el își va deplânge starea și va ajunge la acea foame și însetare după voia lui Dumnezeu. Și totuși textul nu se oprește la ferice de cei flămânzi și însetați, ci declară ferice de cei flămânzi și însetați după îndreptățire. Poate am ajuns cu bine în starea aceea de sărăcie interioară, spirituală, care a declanșat foamea și setea spirituală. Dar mai departe se ridică o întrebare crucială. Cum ni le potolim? E foarte important să observăm că textul de astăzi ne duce la o bifurcație critică a vieții de credință. De aici o putem lua în două direcții cu implicații foarte practice. O putem lua pe calea auto-îndreptățirii sau pe calea lepădării de sine. Acum, ca o paranteză, dacă la predicile anterioare n-ați făcut zone out, o să descoperiți anumite concepte și idei care se pot repeta de-a lungul temei noastre despre fericiri, căci prezintă poate un fir roșu, un element comun. Dar să sperăm că vor avea fațete diferite și noi. Dar să reiau ideea. E important să observăm că am ajuns la o bifurcație a vieții de credință. Că o putem lua fie pe calea îndreptățirii, fie pe calea lepădării de sine. Calea auto-îndreptățirii e taxată foarte dur de Hristos. În Matei 5:20 citim: dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Aici e folosit același cuvânt, dikeiosin. Deci, dacă îndreptățirea voastră va fi ca a cărturarilor și fariseilor, adică o auto-îndreptățire, sub nicio formă nu o să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Aceștia, cărturarii și farisei, erau mândri de cunoștințele lor vaste în privința legii lui Moise și de regulile stricte pe care le respectau cu privire la aceasta. Erau încântați de respectul și de atenția pe care le primeau din partea oamenilor și le exploatau din plin. Erau prosperi și erau plini de sine. Azi, poate că nu o luăm pe o cale atât de evidentă, ci pe una mai subtilă. Pericolul care ne paște în viața de zi cu zi este de a încerca să stingem această foame și sete interioară cu altceva decât cu Hristos.
poate ne extragem satisfacții din abilitățile și competențele dobândite, obținute după ani de experiență într-un loc de muncă sau chiar în lucrare. Această satisfacție poate vira foarte subtil spre orgoliu. Și un lucru extrem de greu de înfrânt, deoarece aproape întotdeauna identificăm orgoliu în alții și în cantitate mult mai mare decât în propria persoană. Mai tragic este să continuăm conștient sau inconștient pe această cale a încercării de a stinge setea și foamea interioară prin eforturile noastre proprii. Dar și acolo Dumnezeu ne-a lăsat semne de atenționare. Oricât am încercat să acoperim acest dor interior în alt mod decât al căutării îndreptățirii date de Dumnezeu, după scurte momente de satisfacție, întotdeauna iese la suprafață sentimentul de neîmplinire, urmat apoi de frustrare, de amărăciune, de angoasă și depresie. Iar în ultimă instanță ajungem la cinism, ajungem la împietrire. Michael Ende descrie foarte frumos în cartea sa Momo modul în care oamenii cedează fără să-și dea seama în fața presiunii falselor valori care dau o senzație de aparentă împlinire, ducând în final la boala fatală a desensibilizării totale. Și citez, la început nu prea bagi de seamă. Într-o bună zi nu mai ai chef să faci nimic. Nimic nu te mai interesează. Ești plictisit. Iar indispoziția nu dispare. Se statornicește și crește mereu. Se înrăutățește de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Te simți tot mai prost dispus, tot mai gol pe dinăuntru, tot mai nemulțumit cu sine și cu lumea întreagă. Pe urmă, treptat, dispare chiar și acest sentiment și nu mai simți nimic. Devii indiferent și cenușiu. Lumea ți se pare străină și nu te mai privește într-un nimic. Nu mai există niciun fel de furie și nici entuziasm. Nu te mai poți bucura, nici întrista, uiți să râzi și să plângi. Atunci s-a făcut frig înăuntrul tău și nu mai poți iubi nimic și pe nimeni. Odată ajuns atât de departe, boala a devenit incurabilă. Nu mai există nicio cale de întoarcere. Rătăcești cu fața goală și cenușie. Acesta este mereu rezultatul inevitabil al încercării noastre de a sătura acel gol interior, acea foame interioară prin propriile puteri. Continuând și mai mult pe această cale a auto-îndreptățirii, în Romani 1 citim despre lucrul teribil care se întâmplă la final. Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre. Dumnezeu încetează să ne mai tragă spre El cu funii de dragoste. Deci, această cale a auto-îndreptățirii este una către o destinație tragică, fatală, a separării eterne de prezența lui Dumnezeu. Calea alternativă, în schimb, e calea lepădării de sine. După cum spuneam mai devreme, doar dacă admitem și ne asumăm conștient și sincer propria sărăcie interioară spirituală, atunci vom ajunge să ne deplângem starea și se va trezi în noi acea foame și însetare după îndreptățirea dată de Dumnezeu. Practic, asta înseamnă lepădarea de sine.
În contextul întâlnirii lui Hristos cu femeia samariteancă și mai exact în conversația despre setea pe care o stinge Hristos, dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da eu, în veci nu-i va mai fi sete, Ioan 4,14, găsim același cuvânt pentru sete, dipsao, din ferice de cel flămând și însemtat după îndreptățire. Nu știm cât de greu i-a fost femeii samaritence să-și admită starea de sărăcie interioară, dar a făcut-o. Și Hristos i-a răsplătit foamea și setea lăuntrică direcționată către îndreptățire printr-o extraordinară experiență transformatoare și reparatoare. Dar nouă, cât de dificil ne este astăzi să conștientizăm, să admitem și să ne asumăm starea de sărăcie interioară, spirituală, pentru a ajunge la acea foame și sete direcționate către îndreptățire. Cum putem fi săturați în Hristos dacă ne hrănim cu propriile reușite, de exemplu? Mai ales dacă am deviat pe calea auto-îndreptățirii, încercând să ne fim autosuficienți prin realizările proprii. Însuși Hristos s-a dezbrăcat de sine, a renunțat la bogățiile și măreția slavei prin întrupare. A sărăcit într-atât pentru noi, încât a renunțat la propria viață, ca noi să avem viață din belșug și să fim îmbogățiți etern. Iar dacă El a făcut acest lucru, cu atât mai mult și mai repede noi trebuie să ne asumăm sărăcia interioară, să ne lepădăm de sine, ca să ajungem la acea foame și sete după îndreptățire. Cred că mulți dintre noi am crescut cu seria de cărți a lui C.S. Lewis, Cronicile din Narnia, iar cei mai tineri cred că au avut parte și de câteva ecranizări. În volumul Călătorie pe mare cu zori de zi din serie, autorul descrie foarte sugestiv lepădarea de sine. Iustas, vărul nesuferit al eroilor cărții, suferă o transformare dramatică, la propriu. Lăcomia îl transformă literalmente într-un balaur, într-un dragon, iar revenirea la starea umană doar Aslan o mai poate face. Episodul lepădării pieilor de dragon e aproape senzorial. Iustas reușește să-și îndepărteze 3 straturi de piele prin propriile puteri, însă descoperă că absolut nimic nu s-a schimbat din starea lui. Aslan intervine însă și, citez, când a smuls prima oară, a tras atât de adânc încât am crezut că îmi scoate inima din piept și când a început să cojească pielea, m-a durut îngrozitor. Singurul lucru care îmi dădea tăria să suport era plăcerea de a simți cum se desprinde de pe mine porcăria asta. Știi? Ca atunci când scoți coaja de pe o bubă. Doare foarte tare, dar ce nostim e să vezi cum se desface. A cojit toată mizeria aia, așa cum credeam că făcusem și eu de 3 ori mai înainte, numai că atunci nu mă duruse și o vedeam zăcând acolo pe iarbă, doar că era mult mai groasă, mai negricioasă și mai noduroasă decât celelalte. Dacă îi permitem lui Hristos să smulgă din noi lucrurile greșite cu care încercăm să stingem foamea și setea interioară, El ne va oferi o experiență reparatoare și împlinitoare de neuitat. Dar întotdeauna mai apare un însă pe undeva. Însă, chiar dacă am recunoscut și ne-am asumat starea de sărăcie interioară, care a declanșat foamea și setea spirituală după îndreptățire, fiind și transformați și reabilitați de Hristos, încă ne pândește eșecul. Un exemplu dramatic este al bisericii din Laodiceea. Cei de acolo, deși restaurați de Hristos,
n-au reușit să reziste presiunilor și tentațiilor prosperității și au direcționat energiile și acțiunile pentru acumularea și multiplicarea bogățiilor fără valoare, neglijând faptele credinței care decurg din transformarea în omul cel nou. Și, din nefericire, n-au reușit să depășească stadiul de sărăcie interioară spirituală, conform textului din Apocalipsa 3:17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, demn de milă, sărac, orb și gol. Dar chiar și în momentele astea, Hristos își exprimă dragostea pentru ei și îi atenționează spre redresare, astfel încât cei receptivi la mustrare să poată fi recuperați și reabilitați. Dar noi, câtă energie și pasiune punem în lucrurile care țin de activitățile de zi cu zi, serviciu, familie, copii, hobby-uri. Comparativ, câtă energie și pasiune ne mai rămâne pentru Dumnezeu, pentru relația cu El, pentru implicare în lucrare, în voluntariate, în mentorat. Le simțim pe astea din urmă doar ca pe niște gânduri sâcâitoare, ca pe niște bife care trebuie marcate, ca pe niște poveri. De câte ori nu acționăm ca și cum noi i-am face o favoare lui Dumnezeu, că ne-am smuls din timpul nostru prețios ca să-L înghesuim în calendarul nostru și așa supraaglomerat. De câte ori i-am adresat o rugăciune grăbită din vârful buzelor și culmea, ne-am mai trezit în timpul ei cu gândul aiurea, amintindu-ne frustrați că am uitat ceva important legat de sarcinile de serviciu sau de familie. Dar chiar și în aceste momente, Hristos își exprimă dragostea pentru noi, atenționându-ne în diverse moduri spre redresare. Și este vital să fim deschiși corectării ca să putem fi reabilitați. Un exemplu foarte practic care ne poate aduce aproape de această stare de reabilitate este exemplul cinei Domnului. Textul din Ioan 6:53-58 descrie foarte sugestiv acest lucru. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua cea de pe urmă. Căci trupul meu este o adevărată hrană, iar sângele meu este o adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, iar eu rămân în el. Așa cum Tatăl cel viu m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, tot astfel și cel ce mă mănâncă pe mine va trăi datorită mie. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer, nu precum aceea pe care au mâncat-o strămoșii voștri, dar care totuși au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Hristos ne cere să practicăm în mod regulat și analitic această comemorare a modului în care El și-a asumat pedeapsa pentru păcatele omenirii. Fiecare om să se cerceteze deci pe sine și astfel să mănânce din această pâine și să bea din paharul acesta. Deci trebuie să ne analizăm gândurile, atitudinile, motivațiile și acțiunile și să evaluăm cu onestitate dacă suntem sincronizați cu valorile și așteptările lui Dumnezeu. Dacă nu, Hristos spune, eu stau la ușă și bat.
restaurarea este încă la îndemână. De asemenea, acest exemplu al cinei aduce o lumină nouă asupra semnificației neprihănirii, dreptății, a îndreptățirii către care trebuie să ne direcționăm foamea și setea interioară. Căci trupul meu este o adevărată hrană, iar sângele meu este o adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, iar eu rămân în el. Cine altcineva este îndreptățirea noastră, după care trebuie să flămânzim, dacă nu Hristos? Deci, ferice de cei flămânzi și însetați după îndreptățire, că cei vor fi săturați, devine ferice de cei flămânzi și însetați după Hristos, că cei vor fi săturați. Nicolae Steinhardt descrie propria experiență legată de stingerea foamei și setei interioare, experiență amplificată și în plan fizic de condițiile foarte grele din închisoarea de la Gherla, unde se afla în 1962. Citez: era o iarnă aspră, cu troiene cât toate zilele și urlete de crivăț. Din pricina zăpezilor, aprovizionarea a fost probabil întreruptă. Nu ni se mai distribuie o dată pe zi și la ore neregulate decât un boț mic de turtoi rece. Apă nu mai avem. Tineta este arhiplină, adică WC-ul. Ciudat. Înghețul, în loc să neutralizeze mirosul, îl exasperează. Pândim sosirea turtoiului ca animalele închise a căror hrană e la cheremul unui stăpân uituc. Boțul e sloi de gheață și e din mălai doar copt, nefiert. În această atmosferă de zgribuleală, de jale, de ghețărie și jeg, sunt dăruit cu un vis miraculos. O vedenie. Nu-l văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare, și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile. E o fericire totală și înlătură totul. Sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină. Eu sunt, îmi vorbește lumina. Dar nu prin cuvinte, și înțeleg. Înțeleg că e Domnul. Mai presus de orice, sunt fericit, fericit, fericit. Fericirea nu numai că durează în continuu, dar și crește mereu. Dacă răul n-are fund, apoi nici binele n-are plafon. Cercul de lumină țelățește din ce în ce, iar fericirea mă leagănă și în cele din urmă, fără menajamente, mă înlocuiește. Nu mai sunt. Ba sunt, dar atât de puternic încât nu mă recunosc. Răsplătirea și transformarea noastră finală vor fi miraculoase și spectaculoase. Dacă vom răbda, vom învinge și vom asculta până la capăt, după cum îndeamnă Hristos bisericile din Apocalipsa. În încheiere, cred că acum e un moment bun să privim puțin în interiorul nostru, plecându-ne câteva momente în rugăciune. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea puterea să ne analizăm foarte onest modul în care ne raportăm la succesele noastre, la experiența acumulată de-a lungul vieții și la realizările noastre în plan personal, profesional și chiar spiritual. Și dacă ne-am hrănit cu ele pentru a stinge acea foame și sete interioară, în loc să o direcționăm către îndreptățirea noastră care este Hristos, să-i cerem fără teamă puterea de a recunoaște acest lucru. Acum e un moment bun să admitem și să ne asumăm sincer propria sărăcie interioară spirituală, pentru că aceasta să trezească în noi acea foame și însetare după îndreptățirea care este Hristos. Iar El ne promite o experiență a reabilitării și restaurării de neuitat.